Revenind la vizita împăratului Wilhelm, la dejunul din gara din Curtea de Argeș, îi spune lui Alexandru Țigara Samurcaș că ar dori să viziteze monumentul de la Adam Clisi și avea de gând să îi spune lui Alexandru Țigara Samurcaș că va face un monument în Germania după modelul celui de la Adam Clisi, doar că în locul trofeului de pe monument va pune statuia Sfântului Gabriel. Până la urmă, împăratul Wilhelm al II-lea nu mai ajunge la Adam Clisi. El se întâlnește cu țarul Ferdinand al Bulgariei pe iahtul personal al lui Wilhelm pe Dunăre la Cernavodă. În primă fază, la dejunul de la Curtea de Argeș, Alexandru Țigara Samurcaș încearcă să obțină de la împărat o opinie despre cum vede el problema Dobrogei, pentru că, spune Samurcaș, s-ar putea ca țarul Ferdinand să vă primească în noul teritoriu eliberat, care se vrea teritoriul bulgar de acum. Sigur, împăratul se mulțumește să spună doar vom vedea. De ce este importantă, spuneam, această vizită și este simbolică și oamenii politici români și memorialiști au interpretat-o la acel moment într-o cheie optimistă cumva? Pentru că împăratul Wilhelm până la urmă îl primește pe iahtul său pe țarul Ferdinand, se cântă prima dată imnul Bulgariei, ceea ce interpretarea era că l-a primit ca pe un oaspete. Și astfel nu-i oferă șansa țarului Ferdinand să fie el gazda pe teritoriul dobrogean. Este evident că împăratul s-a ferit să transmită acest mesaj că Dobrogea va fi bulgărească. Este interesant că Alexandru Marghiloman, liderul conservator, de asemenea germanofil, nota în memoriile sale că pe baza unor surse germane știe că țarul Ferdinand a vizitat Megidia și Constanța, iar când a vizitat Constanța le spunea fiilor săi, probabil acest oraș îl vom păstra.